Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la interviuri de 5 stele. Invitatul meu de astăzi este o legendă nu doar al României, ci chiar a lumii, pentru că domnia sa a intrat în cartea recordurilor ca fiind personalitatea medicală care a realizat cele mai multe operații pe creier. De-a lungul unei cariere prodigioase, domnia sa a efectuat peste 40.000 de intervenții chirurgicale. Alături de mine, domnul academician Leon Dănăilă. Mulțumesc foarte mult, domnule academician. Eu vă mulțumesc, da. Sigur, eu am făcut facultatea de medicină la Iași. După ce am terminat facultatea de medicină, ordinul era ca 3 ani de zile să facem la țară. Din ăștia 3 ani puteai să-ți alegi un an la un spital, dar aveai salariu mai mic. Și așa era, foarte mic. Dar, în sfârșit. Eu mi-am ales spital, fiindcă vreau să învăț mai mult decât am învățat în facultate, lucruri practice. Într-un spital poți să faci practică în legătură cu diferite cazuri de pacienți. M-am dus la spitalul la Comănești, unde am stat un an de zile. În timpul concediilor am ținut locul medicului de la medicină interne, de la chirurgie, de la ginecologie, de la pediatrie. Mi-a fost mai greu prin faptul că facultatea de pediatrie era aparte la vremea respectivă, nu era încadrată în cadrul medicinii generale, dar totuși am făcut față după toate cunoștințele pe care le aveam și în acest domeniu. După un an de zile, datorită faptului că am ținut locul tuturor medicilor de la diferite secții, directorul spitalului a făcut o adresă la raion, la Moinești era atunci, să mă mai țină încă un an de zile, fiindcă au și personal mai puțin și prin faptul că eu mă pricepeam foarte bine. Puteam suplini oriunde. Da, oriunde, așa că am mai stat încă un an de zile. Ultimul ori n-am mai stat la spital, a trebuit să mă duc la dispensar. La dispensar, lângă Comănești, la Dermănești, unde era și o rafinerie, o circumscripție medicală destul de mare, 20.000 de locuitori cu o mulțime de sate, dar la care mă duceam, îi vizitam pe toți, făceam consultații în fiecare zi, în sfârșit. Dar în perioada respectivă era o birocrație foarte dezvoltată, adică trebuia să completeze o mulțime de dosare în legătură cu gravidele, în legătură cu bolnavi pe la groș, în legătură cu bolnavi care aveau sifilis, în legătură cu decedați, în legătură cu noi născuți și așa mai departe. Eu vreau să învăț pentru rezidențiat, fiindcă după 3 ani de zile trebuia să dai rezidențiatul în orice specialitate și oriunde vroiai. Nu să vă ocupați de aceste hârtii. Da, și eu am lăsat agentul sanitar să completeze el. Se completează tot. Eu mă ocup de învățătură, citeam foarte mult și astfel, când au venit în inspecție de la regiune de la Bacău, era un doctor Ursache foarte exigent, dar avea și niște colaboratori la fel de exigenți. Când au văzut dosarele respective și au pus mâinile în cap, agentul sanitar scria, eu nu le-am controlat, scria ce vroia el acolo, dar sigur, probabil că nu era o legătură cu realitatea. De fiecare, a mai venit de vreo câteva ori, de fiecare dată m-au amendat. Dar eu m-am văzut de treabă în continuare, eu am învățat foarte mult, fiindcă mi-am pus în gând să dau rezidențiatul la București. Că zic, nu fiu ăștia mai deștepți de la București decât aia de la Iași, fiindcă la București, așa cum scrie pe gardul de la Văcărești, e un panou acolo pe care scrie, dacă stai și te gândești, sforurile sunt la București. Fiindcă aici sunt academii, aici sunt... Și eu vreau să mă ridic și din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere al unor titluri pe care vreau să le capăt. În Iași mai puțin, da. Și am dat examen la București, aici la Spitalul Caritas, în minte că am venit. Am luat, nu eram membru de partid, atunci nota, era o notă socială și notă profesională scris și oral. Scrisul și oral s-a adunat, făceau o medie, și s-a adunat cu media socială, care conta jumătate de
de punct. În afară de a fi membru de partid, ce mai conta în această medie socială? Numărul de partid. Atât? Atât, da. Dacă erai membru de partid, nota socială era maximum 20, că erau note până la 20 la vremea respectivă. Mai ținea de familie, dacă membrii familiei au un anumit statut social? Nu. Nu. Dar ca pe tine, ca persoană, te-ai lua la întrebări și da. Și veneam și cu nota de la regiune. Când m-am dus la regiune și m-au întrebat, trebuia să am o adeverință că pot să particip la acest concurs pentru rezidențiat. Atunci doctorul Orzache mi-a spus, tu vrei să te duci la București, tu nu vezi că ai fost amendat tot timpul și nu să ai nicio șansă. Eu am spus, doamne, dați-l și mie, eu acum ce notă doriți în sfârșit. Eu mi-am făcut datoria, zic că am fost la spital la Covănești, unde n-am făcut nicio prostie și mi-am văzut de treburile mele profesionale, astfel încât, dacă vreți, da, dar el a spus că, uite, toți care sunt, majoritatea erau membri de partid, le-au dat note de 20, mie mi-a dat 15, era cam nota minimă, da. Și cu nota 15, când am venit aici la București, am luat 20 la scris, 20 la oral și cu împărțit cu nota socială 15, am reușit totuși, dar nu printre primii. Mi-am ales neurochirurgia. De ce? De ce neurochirurgia? Neurochirurgia îmi plăcea, fiindcă am zis, creierul ăsta este puțin cunoscut și în facultate n-am văzut operații, neurochirurgia nu se făcea la vremea respectivă în facultate, astfel încât am vrut să văd această specialitate mai enigmatică și mai puțin răspândită la noi în România. Am ales neurochirurgia, m-am dus la profesorul Arseniu. Toți s-au dus cu cadouri acolo, eu nu aveam bani de la dispensar, unde am fost nu puteai să iei absolut nimic acolo la Comănești, era un centru miner și dacă luai ceva de la un miner, Doamne ferește, erai, doi chirurgi au fost arestați, le-au confiscat și casele și averea și i-au arestat. Fiindcă, nu știu, unii spun că au luat ceva sau nu știu, de la niște mineri de respectiv. Asta încă nu aveam. Și profesorul m-a dat la cea mai nenorocită secție de neurochirurgie, cea cu patologie vertebro-vedulară, unde toți erau paralizați, făceau pe ei, urinau, materii fecale, un miros execrabil în salon, în sfârșit. Da. Eu mi-am citit, am citit despre patologia vertebro-vedulară, studiam în continuare, examinam foarte bine bolnave. Aveați acces la informații și din străinătate la acel moment sau doar informațiile din România? Din punct de vedere medical? Din punct de vedere medical, erau majoritatea din România și din Rusia. Reviste rusești, așa erau la vremea respectivă. Da. Dar mai venea și câte o revistă din asta din străinătate. Unde spuneau că neurochirurgie, mortalitatea în apus este cam de 4%. Iar eu am făcut o statistică, m-am dus așa fraudulos, să zic, într-o noapte, în depozitul unde țineau dosarele, în secția de neurochirurgie, am făcut o statistică că se văd ce mortalitate este. Și era cam de 50%. Era 50-60% mortalitate. Eu am văzut că cum opera profesorul, băga degetul în creier și scotea tumora, avea bolnavul respectiv o hemoragie foarte mare, rămânea paralizat sau murea pe baza de operație. Așa încât nu mi-a plăcut felul cum operează profesorul Arsene la vremea respectivă, dar așa era moda în sfârșit. Nu știu, n-are nicio vină, nici n-a fost la vreo specialitate în străinătate, nici nu cunoștea vreo limbă străină. Dar după ce a murit Bagdazar, Bagdazar a făcut școală tot în America, s-a întors și a murit foarte devreme, astfel încât el a rămas șeful secției
la 30 și ceva de ani, șeful secției de neurochirurgie în locul lui Baltazar. De fapt, și-a făcut loc mai mult așa cu picioarele, colaboratorii i-a înlăturat care erau mai buni, s-a dus și la Iacobovici, care era un chirurg general foarte mare. Arsenie era histopatolog, el făcea examene histologice și dar voia să facă chirurgie. Avea talent, dar a vrut și și-a făcut loc cu brațele, cu pumnii și picioarele, și-a făcut loc și a devenit șeful secției de neurochirurgie. Astfel că, în sfârșit, când am ajuns eu la neurochirurgie și am văzut cum operează și mortalitatea pe care o are, nu mi-a plăcut absolut deloc. Dar într-o zi s-a internat la secția de patologie vertebro-medulară, un bolnav cu o simptomatologie foarte aparte. Eu l-am examinat foarte bine, l-am cercetat și când o dată pe săptămână făcea vizită în această secție unde lucra el la patologie craniocerebrală, o făcea fiecare zi. Dar la noi era așa o secție mai lateral decât... Cenușăreasa spitalului. Da. Și i-am prezentat bolnavul respectiv. Zice, domnule profesor, este un bolnav cu un traumatism, dar minor, vertebro-medular, dar eu nu cred că are traumatism vertebro-medular, simptomatologia lui este dată de altceva, adică are și paralizie deasupra mărlăvei spinării, paralizie de facial, paralizie de oculomotor, dați-mi un scaun, sară, așa, hai, povestește. Și-a povestit, are tulbură de sensibilitate pe o parte, tulbură de motilitate pe partea alta, are un sindrom bronsecar. Și ce crezi tu că este? Și domnule profesor, cred că este o tumoră de trunc cerebral. Și ce vorbești? Îl pune mâine la operație. A pus a doua zi la operație, m-a chemat și pe mine, a spus să intru și eu. Am intrat, a deschis, el a deschis, a venit, dar o tumoră de trunc cerebral. Era prima dumneavoastră operație de acest tip? Poftim? Era prima dumneavoastră operație pe creier atunci? Da, de acest tip, da. Nu mai văzusem altă operație, dar eu îl studiază neurologic foarte bine. Și când l-a deschis, a găsit tumoră de trunc cerebral și după 2 ani de zile mi-a spus: de acum te duci la mine în secție și lucrezi cu mine. Așa că îl examinase foarte bine pe bolnavul respectiv și i-a plăcut. Așa că 20 de ani de zile am lucrat cu profesorul Arsenie. Ce nu mi-a plăcut alt lucru în secția în care am lucrat? Faptul că toți medicii, colegii mei examinau dacă are paralizie de mână, de picior, dacă are paralizie de oculomotor la ochi sau dacă vede bine, dacă aude bine. Dar eu mi-am pus întrebarea, am zis, creierul ăsta are și alte funcții, judecată, raționament, memorie, dar asta nimeni nu le examina. Am zis la profesorul Arsenie și i-am spus, domnule profesor, dați-mi voi să fac și facultatea de psihologie, ca să văd și eu funcțiile creierului și la psihologie. Și eu am spus, da, foarte bine. În timpul liber mă duceam, adică la cursuri când se țineau, mă duceam și audiam toate cursurile, m-am dus cot la cot cu studenții, la zi am făcut, să știți. Am făcut 4 ani de zile la zi, încât am făcut și practică de predare la elevi, era și am făcut și practică tot ce se putea. Cu ce v-a schimbat perspectiva, psihologia, în ceea ce făceați în medicină? În primul rând, după ce am terminat această facultate de psihologie, am făcut o lucrare de diplomă în care eu am observat că unii bolnavi cu compresiuni cerebrale, când ai o compresiune cu un nerv, el paralizează. Dar am văzut că unii bolnavi, din potrivă, sunt hiperactivi, nu dorm, umblă toată ziua prin salon și pentru mine mi s-a părut ceva foarte aparte comportamentul ăsta a bolnavilor respectiv. Eu i-am adunat pe toți și am zis, pe vremea respectivă, în anul 1946, Morunze și Magoni descrisese sistemul reticular de trunc cerebral activator ascendent. Zic, doamne, dacă bolnavul comprimă și ceva dispare din funcție și el este hiperactiv, ce poate să comprimi tumora respectivă?
decât un sistem inhibitor. Și atunci las el hiperactiv, cu insomnie, cu... Și am făcut teza de absolvire a facultății din 1972, am făcut o teză și domnul de logorie cu hiperkinezie și am deschis sistemul reticular activator ascendent, Moruze și Magul Lugola să premiu Nobel pentru sistemul reticulat activator. Am făcut o teză, era Popescu Neveanu, care făcuse școală în Rusia, care făceau școală atunci, veneau pe post de conferențiar sau profesor, el era profesor, și Popescu îl chema, dar și-a luat numele atunci, Neveanu, fiindcă a făcut la Leningrad pe Neva, și era Popescu Neveanu. Așa era, a avut avantaje foarte mari, să știți, da. Am avut prilejul să-l cunosc pe fiul dânsului, pe dânsul nu l-am întâlnit. Da, și eu pe fiul său l-am cunoscut, mi-a făcut cunoștință cu fiul său, care, în sfârșit, a intrat în patima asta a meției și s-a degradat și a murit, eu știu. Dar el m-a chemat într-o zi, era bolnav, fuma foarte mult și m-a chemat și mi-a spus: „Măi, Dănăile, te rog eu, dacă eu mor, să ai grijă de familia mea și de fiul meu.” Da. Fiul său, am venit și eu în contact, am vorbit cu el, îl cunoșteam foarte bine, dar a avut metahna asta a meției, da. Are legătură cu creierul? Apropo, facem o paranteză. Alcoolismul? Adică, cum o vedeți? Tot are legătură cu creierul, sigur că da. Și drogurile și beția și dacă nu știi să stăpânești, dacă nu știi să duci o viață ordonată, atunci este dezastros. Da. Unii au inclinații de a deveni, știu eu, cu adicții din astea pentru droguri și am cunoscut multe lume și actori și, da, care s-au pierdut oricum cu alcoolismul. Este drogul cel mai răspândit și nu este oprit de la consum față de drogurile astea la alte, care în sfârșit se consumă poate în cantități mai mici, dar drogurile și la ora actuală a devenit, oamenii au devenit mari consumatori de droguri. Dacă nu sunt atenți, îi degradează și degradează. Afectează creierul substanțial consumul de droguri? Afectează întreg organismul, nu numai creierul. Consumul ăsta de droguri duce la o degradare a întregului organism, dar în special activitatea psihică și activitatea profesională devin la un moment dat incapabil de a face față sarcinilor de serviciu. Dar acele stări pe care ei le au, fie că au anumite halucinații sau, mă rog, anumite lucruri pe care le văd, fie că au anumite stări așa la nivelul organismului, sunt date de ce? Cum vedeți dumneavoastră din perspectiva? Sunt date de o hiperactivitate cerebrală anormală, oricum, o stare de bine pentru moment, dar după aia o stare depresivă, o stare de degradare generală și fizică și intelectuală. Nu mai pot face progrese. Circuitele neuronale și neurogeneza este afectată astfel încât bolnavul se degradează vrând nevrând. Ați introdus operația sub microscop și asta a făcut o mare diferență în rezultatul operațiilor. Cum a fost acest proces? M-a spus când a venit la neurochirurgie să opera cu degetul, băga degetul în creier profesorul Arsenie și scotea tumora, avea o hemoragie foarte mare. Am pătruns și în arhiva secției de neurochirurgie și am văzut că mortalitatea este între 50-60%. Citisem în unele reviste, rare veneau revistele din abuz, în care mortalitatea era de 4%. Și ați căutat să vedeți explicația. Cum e de 4%? Da. Trebuie să mă duc și eu să văd. Atunci m-am dus la minister, tot așa, nu era membru de partid și în sfârșit ăștia de la minister mi-a spus: „Domnule, noi îți putem oferi, dar trebuie să ai să fii membru de partid, să ai încredere, fiindcă numai membrii de partid au posibilitatea să pleci în străinătate, mai ales în apus.” Aveam un coleg la radiologie, Naes Ibionescu,
care mă prietenise cu el. Zic, măi, na, el era secretar de partid la noi la neurochirurgie. Fă-mă și pe mine, membru de partid. De-aia lui a spus, sigur că da, da, trebuie să avem o adeverință de la tine, de la Daravat, de acolo, de la cineva. Eu o să scriu și te facem. După vreo două săptămâni mă cheamă și îmi spune, măi, mi-a venit o declarație de acolo, de la Daravan, dar ce spun în ea, nu numai că nu te fac membru de partid, dar te-și arestează. Că taică mi-a fost legionar, că a luptat împotriva rușilor, că a fost pe frontul de est, că în sfârșit a fost arestat 2 ani de zile, a stat la Băcărești, la Gherlans, în sfârșit. Și a spus, da, era mai prieten cu el, rupi toate astea și îți dau eu un nume de la care să ceri tu o adeverință din asta pentru a deveni, o recomandare, a deveni membru de partid. A rupt-o și în sfârșit a trebuit, aveam un coleg profesor și a venit o recomandare foarte bună și așa am făcut membru de partid. Și așa am reușit să plec în străinătate cu o bursă în care și profesorul Arsenie trebuia să fie de acord și tovarășa. Fără acordul ei, nu, în America să plece. Deci chiar la acest nivel, Elena Ceaușescu trebuia să aprobe. Da. Încât așa, în anul 1980-81, am obținut o bursă de un an de zile. Când m-am dus la Washington, m-am dus acolo, mi-a dat $1,500. Oh, când am văzut $1,500, ce mai, o avere. Și mi-a spus, peste 2 zile te duci la New York, pe First Avenue, la universitate, în hall, te așteaptă profesorul Flem. Te întâlnești la ora 7. Eu am ieșit de acolo, în sfârșit, m-am dus, am luat metrou, am luat ca să mă duc la aeroport, să mă duc de la Washington până la New York. Aveam în bagaj, aveam și o sticlă de țuică, îl luasem eu de acasă, zic, doamne, eu pentru orice eventualitate. M-au cercetat acolo, ce ai în sticla asta? Zic, băuturi, drink, nu știu ce, nu, cum se cheamă? Zic, țuică, domnule, nu știu. Era un dop de plută. Și nu, ei au cu șurub așa toate dopurile și la bere și la băuturi. Au căutat un corscriu din ăla, un tirbușon, să scoată, n-au putut, că nu mi-a dat voie și că bine, nu știu, domnule, s-au plictisit și ei. Și am luat sticlă de zi, că m-am dus la un hotel, mi-am spus la care hotel pot să mă duc, 700 de lei pe lună plăteam acolo și, în sfârșit, am ieșit cu o zi înainte să identific unde e, am ajuns sâmbăta. Duminica am ieșit, mă duc pe First Avenue la universitate, am depistat unde este holul, unde trebuie să am întâlnirea și luni dimineața am avut întâlnire cu profesorul Flem, care în sfârșit m-a luat, m-a dus într-un laborator de unde făceau niște experiențe pe pisici. Exita măduva spinării, pisica ridica o labă, le lega de mustăți și nu știu. Eu m-am uitat, mi-a mai dat niște cărți acolo să mă uit și i-am spus, nu te supăra, profesor, eu am venit să învăț neurochirurgie, eu nu vreau să învăț cercetare. Eu la mine în țară n-am bani, nu sunt, nu pot să fac cercetare. Eu am venit aici să învăț neurochirurgie. Nu, că bursa este pe cercetare. Toate bursele erau pe cercetare, așa este. Și l-am rugat, lasă-mă și pe mine o lună de zile la neurochirurgie. M-a lăsat o lună de zile la neurochirurgie, m-am prietenit cu profesorul Ransohau, era un profesor foarte bun, am văzut cum operează, deci au mortalitatea mai scăzută, opereau cu microscopul operator. Am lămurit și am stat o lună de zile, după o lună de zile i-am spus, profesor, mai lăsați-mă o lună de zile. Mai lăsați-mă încă o lună de zile și m-am lăsat, dar pe urmă am zis, domnule, eu nu mai pot să te las, fiindcă profesorul ăsta, dacă a văzut că nu mă mai duc la cercetare, mi-a tăiat bursa. Dacă n-ai bani, nu-ți mai dă nimeni bani, ce fac?
poate găsiți, i-am spus eu profesor, poate găsiți cumva o posibilitate. S-a gândit el, a pus picioarele pe masă, ia telefonul și vorbește cu cineva. A vorbit, până la urmă spune, s-a aranjat. Vorbise cu primarul New Yorkului, asta care are miliarde de dolari, $1,000 pe lună, pentru el nu era nimic. Așa am rămas la neurochirurgie și am făcut neurochirurgie, fiindcă toți aceia care s-au dus la, cu bursă din asta după mine, au fost pe cercetare, n-au învățat nimic, să știți. Dar eu și acum mă gândesc ce curaj am avut să îi spun și să rămân fără bani la un moment dat, să rămân în America, eu, dar avans, a fost foarte dificil pentru mine. Dar am învățat. Și iată că multe dintre cărțile dumneavoastră, dintre tratatele dumneavoastră, au fost scrise direct în limba engleză. Da, sigur. Și sunt o contribuție pentru lumea întreagă, nu doar pentru România. Motivul pentru care am scris eu aceste cărți și am făcut cercetare n-a fost căutarea gloriei, ci mai mult dorința de a fi de folos și am împlinit datoria după bursele care le am și după ce a cheltuit statul român. Așa ați și predat la catedră? Ați predat? Da, sigur, sigur, da. Pe urmă am devenit și profesor la psihologie, fiindcă și acolo predam neuropsihologie, este și acum să predea, am predat și acolo și la psihologie, am fost și profesor de psihologie și profesor la neurochirurgie. La neurochirurgie a apărut la un moment dat, în 91, după Revoluție. După Revoluție, profesorul Arsene a venit și toți l-au criticat, că s-au purtat urât față de... țipa la toți colaboratorii, jura, în sfârșit, avea un comportament foarte urât. Da. Eu nu m-a afectat nimic, eu râdeam. Și a râs, o să vezi tu ce o să pățești. Da, nu mă interesa. N-am pățit nimic, dar în sfârșit. Dus și mi-a spus atunci că trebuie să dau un concurs de profesor la neurochirurgie. Și a apărut în sfârșit un post de profesor în Viața Medicală, ziarul nostru, un profesor la neurochirurgie. Eu m-am dus cu cerere imediat la rector și era secretara și secretara a spus: nu pot primi cererea. Păi de ce a apărut în viața postul ăsta? Trebuie să vorbești cu rectorul. M-am dus la rector. Era pus deoparte pentru cineva? Pentru cineva, da. Era cineva din minister, cu membri de partid, tot, care era secretar de partid pe acolo, în sfârșit. Și m-am dus, ăla spune, postul este pentru altcineva, nu pot. Bine, doamne, eu ce să păcert, am dat să ies. Dar îmi spune, când se ies pe ușă, îmi spune, să-mi aduci mâine ce ai scris dumneata. Dar eu aveam cărți scrise și am venit a doua zi cu un teac de cărți. Când am văzut cărțile, am spus, domnule, te rog să mă scuzi, dar mă lar să mai scot încă un post de profesor. Și da, domnule, pe mine mă interesează ca și eu cum aș fi luat. Că m-am dus cu un teac de cărți, iar ălălalt, concurentul meu, avea un capitol într-o carte, atât scris. Așa că am ajuns și profesor de neurochirurgie, doi profesori am ajuns și, da. Domnule academician, în această parte spre finalul interviului nostru, pentru că nu mai avem foarte mult din el, vreau să vă pun niște întrebări mai fundamentale, dacă îmi permiteți. Este o discuție așa în spațiul nostru profan, vis-a-vis de posibilitatea celulei neuronale de a se reface sau nu. La ce concluzie ați ajuns dumneavoastră? Odată degradată, se mai poate reface ceva în vreun fel, la nivelul creierului? Există fenomenul de neuroplasticitate, adică de refacere a circuitelor cerebrale și a celulelor cerebrale. Dacă nu ții un regim de viață corespunzător, o alimentație corespunzătoare, ca să faci rost de această neuroplasticitate ca să devină funcțională, trebuie să ai un regim alimentar. Alimentele nu sunt un combustibil. Alimentele pot să te facă sănătos sau pot să te îmbolnăvească. Așa că această alimentație are un rol foarte mare în
formarea noilor circuite și a noilor celule cerebrale. Există o regiune la nivelul hipocampului în creier care dă naștere la noi celule. Din celule stem pot lua naștere alte celule care sunt dirijate către celulele ca să le înlocuiască pe cele distruse. Și dacă individul respectiv duce o viață corespunzătoare, atunci această neurogeneză hipocampică poate să înlocuiască celulele distruse. Noi circuite apar, noi arbori dendritici, noi sinapsă, și, iar axonul celulelor și celula nervoasă însuși, dacă ții un regim de viață foarte bun, ea se mărește de volum și compensează pierderile care cu vârsta oricum apar, dar pot provoca o îmbătrânire sănătoasă, nu o îmbătrânire cu paralizie, o îmbătrânire să fie un bătrân care să stai numai în spital cu diferite accidente vasculare cerebrale. O îmbătrânire sănătoasă. Și ați urmat și dumneavoastră un astfel de regim de viață? Acesta este secretul formei excepționale pe care o aveți? Nu numai regimul de viață, dar și activitatea fizică și ascultarea muzicii și somnul este foarte important și provocările sunt foarte importante pentru activitatea și învățarea este foarte importantă. Adică sunt mai mulți factori de care trebuie să faci uz pentru a avea o neuroplasticitate corespunzătoare. Deci ieșirea la pensia oamenilor e cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă după aceea încetează cu activitățile de învățare și de muncă și de dezvoltare. Da, la unii, de exemplu, sunt anumite maladii, dacă nu țin un regim de viață corespunzător, maladie Alzheimer, de exemplu, care poate afecta creierul și individul respectiv nu mai are memorie, nu mai are orientare și poate să-l degradeze din punct de vedere intelectual și nici activitate profesională. Credeți, în experiența dumneavoastră și de neurochirurg, dar și cu tot ceea ce ați integrat în psihologie și în toate studiile dumneavoastră, credeți că este ceva dincolo de materie? Da. Există problema sufletului. Individul este format dintr-o materie din trup și din suflet. Ce este sufletul? E o problemă foarte importantă care mă preocupă pe mine la ora actuală. Nu o să vă dau prea multe date, să știți. Sigur. Da. Ce puteți Dar există și suflet. De exemplu, un bec. Dacă el emană niște fotoni, lumina aceasta, dacă îl sting, fotonii respectivi nu dispar, ei sunt împrăștiați în univers, materia nu dispare niciodată. Dar sunt neglijabili în imensitatea asta a universului. Dar când îl aprind, iarăși așa și cu problema sufletului. Sufletul este un fel de câmp energetic care menține viața individului respectiv și legătura dintre diferite organe ale corpului în activitate, în viață. Odată cu moartea individului, acest suflet, acest câmp energetic dispare. Pleacă undeva în univers. Universul ăsta e atât de imens, încât acum am văzut că s-au descoperit niște nebuloase la 40 de milioane de ani lumină. Gândiți-vă ce univers, ce imens este acest univers. Încât există sufletul. Sufletul influențează corpul și corpul influențează sufletul sau psihicul sau activitatea mentală. Ele lucrează într-o interdependență. Dacă corpul, partea fizică a individului este afectată, atunci este afectat și sufletul. Omul respectiv devine inapt pentru o activitate, pentru o activitate mentală corespunzătoare, cu judecată, raționament, prevederea rezultatelor unei acțiuni și alte activități cerebrale care sunt. Noi avem niște organe de simț pentru o parte din ceea ce se petrece în natură, dar noi ultrasunete, ultraviolete, noi nu avem organe de simț pentru undele radio, nu? Sunt prinse de niște aparate, dar noi nu le putem percepe. Așa și sufletul. Noi nu putem percepe, nu avem încă instrumente de a măsura
câmpul acesta ondulator care este, care menține legătura dintre diferite organe ale corpului la un anumit nivel de sănătate. Ați avut persoane în moarte cerebrală sau în moarte clinică? Da, la clinică, desigur, când individul respectiv are o activitate cerebrală subliminală. Adică unii povestesc niște lucruri senzaționale întorcându-se din aceste experiențe și vreau să văd care este perspectiva dumneavoastră. Da, sigur, el poate percepe anumite lucruri. Anestezia, nu? Starea de conștiință dispare, nu? Dar nu dispare și sufletul, nu? El poate fi trezit după anestezie, dar în timpul anesteziei poate să perceapă anumite lucruri sau anumite discuții care s-au purtat în sala de operație, dar individul respectiv poate să revină, că și problema conștiinței este acum în discuții, să știți ce este această conștiință, cum apare, cum dispare, nu? Dacă noi o putem grija și poate prin anestezie putem să o facem să dispară și după anestezie să reapară, așa este sufletul. Sufletul și conștiința e același lucru, nu e același lucru sufletul, dar este mai general sufletul, dar odată dacă dispare, dispare și viața individului. Nu e același lucru cu conștiința. Sunt niște lucruri foarte subtile. Eu le studiez pe asta acum, nu este lămurit acest fenomen în totalitate. Știu că ați salvat multe vieți. Am avut ocazia să vorbesc chiar puțin mai devreme cu cineva care i-a salvat viața la o vârstă foarte tânără. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, ca și chirurg, ca și om, faptul că ați salvat atât de multe vieți? Știți că în orice meserie și în neurochirurgie există inaptocrația. Unii care sunt inapti de o anumită activitate ajung și în chirurgie, ca în orice meserie. Sunt oameni foarte buni și oameni mai puțin buni, nu? Aceasta e numită inaptocrație. Și ăștia ajung chiar să ne conducă, dacă ne referim și la politică și activități sociale, nu numai la politică, la în orice activitate. Inaptocrația este foarte periculoasă, să știți. Și atunci ei sunt aleși de cei mai tot de oameni inapți la conducere și la dirijarea unei anumite activități sociale și politice. Cum a fost experiența dumneavoastră cu politica, apropo? Eu m-am dus, mi-am făcut treaba. Eu nu mă pricep. Politica este o știință foarte grea, să știți. Nu oricine poate să o facă, dar noi avem oameni politici foarte buni, unii mai cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, dar există oameni politici foarte buni care sunt. Trebuie să faci. Înainte, pe timpul lui Ceaușescu, era o școală de politologie, făceai o școală. Dacă nu aveai școala respectivă, nu puteai să ocupi o funcție de politică, acum nu mai este. Fiecare ajunge prin inaptocrație sau prin nepotism sau prin alte modalități la conducere sau la dirijarea unor activități care sunt incorrect așa ceva, să știți. Mai ales dacă ajunge în domeniul medical sau în domeniul chirurgical, sunt în domeniul chirurgical, sunt toate domeniile, să știți, ca în orice meserie, oameni care sunt inapți. Îmi aduc aminte, cred că și în perioada în care ați avut o carieră, o poziție politică, dar și în afara ei, că mergeați cu metrou printre oameni obișnuiți către locul dumneavoastră de muncă. Da. Eu, în timpul perioadei politice, am fost 4 ani, o sesiune din asta de senator, mi-am aprovizionat secția cu aparatură, cu instrumentar. Dacă nu faci politică, nu te ia nimeni în considerație. Să știți. Deci ați ajutat din poziția dumneavoastră. Nu am ajutat, tot bolnavi. Pentru bolnavi eu am făcut asta. Nu pentru a face politică propriu-zisă. Nu mă pricep. Eu nu mă pricep la politică. Eu am meseria mea și învăț meseria mea. Dar la politică propriu-zis, nu. Dar am făcut pentru mine, pentru bolnavi. Da, ați putut face lobby ca să dotați... Da, sigur, sigur. Când aveam, arătam
legitimația de senator mă duceam la Ministerul Sănătății sau pe alte ministerii, imediat intream și rezolvam problemele, nu mă oprea nimeni. Dar dacă nu ai așa ceva, nici nu se uită portarul sau nu te privește. E o cale de a rezolva niște probleme pentru oameni, am făcut pentru oameni. Deci ați știut în anumite momente ale vieții dumneavoastră să faceți cumva un compromis cu politica, da, sau cum am putea să spunem, da, și da, în perioada comunistă și în perioada capitalistă pentru binele oamenilor. Pentru bine, am făcut mulți pentru oameni, să știți, din aceasta, din dorința de a-i salva, am iubit foarte mult oameni, în dorința de a-i face bine din diferite boli, chiar foarte grele, și am reușit, să știți. S-a schimbat mult medicina și neurochirurgia în acești ani în care dumneavoastră ați profesat? Nu, eu mi-am văzut de treburile mele pentru a ajuta bolnave. N-am făcut averi, am vândut și casa pentru a face cercetare și a face... Știu, dar s-a schimbat medicina? Felul în care se practică în acești ani, în acești 10 de ani? Unele s-au mai schimbat așa, dar o să se mai schimbe și în viitor. Să știți că unele tehnici, unele proceduri medicale o să dispară. Nu sunt corespunzătoare, s-a dovedit. Au apărut și roboți în domeniul chirurgiei și robotica și alte fenomene care sunt... suplinesc munca omului, ca și în orice alt domeniu, da. Medicina evoluează mereu. Noi avem oameni foarte buni, excelenți, medici, cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, dar sunt medici foarte buni și care au adus beneficii foarte mari pentru medicina românească. Mulți acum pleacă în străinătate, foarte mulți noi, cam numărul medici la 100.000 de locuitori este mult mai mic în România decât în alte părți. Cu cât medici sunt mai puțini, cu atât cimitirile capătă o extindere mai mare. Trebuie să ai medici. În Franța îi primesc, noi îi dăm afară, îi primesc în Franța, și ca medici de familie și au medici la fiecare bolnav și la fiecare familie. Da, trebuie să ai un personal foarte bine calificat, asistente medicale, de exemplu, cam 100 la 100.000 de locuitori. Există niște statistic, 370 de medici, noi nu avem decât o mică parte din această cifră care se găsește în apus pentru a deservi medicii. Populația. Dacă este să vă uitați la întreaga dumneavoastră carieră, pentru că aveți multe brevete de inovație și de invenție, pe care îl considerați cel mai important? Toate sunt importante, fiindcă m-au ajutat, știți, în timpul comunismului mai ales, n-aveam bani, acum mai sunt bani europeni, la vremea respectivă nu era un buget, noi aveam cel mai mic buget din Europa sau poate, cum zic, din lume, e 4%, pe când în America are până la 14-15% din PIB. Gândiți-vă ce buget mic avem noi pentru sănătate. Iarăși, educația oamenilor contează foarte mult în domeniul sănătății, alfabetizarea. Alfabetizarea la noi medicală este foarte scăzută. Noi suntem a 30-a țară din Europa cu nivel de alfabetizare medicală. Adică se cunoște termenii, se cunoște medicația, se cunoște felul de administrare, se cunoște aparatura, se cunoște ce tehnic, ce investigații ai nevoie, cum să te alimentezi, cum să duci o viață corespunzătoare. Dar educația la noi, în general, e mai scăzută, dar nu depinde de educația școlară. Depinde de educația medicală, e cu totul altceva. Eu când eram în Parlament, am spus, domnule, eu când eram elev, aveam o echipă de prim ajutor. Echipa de prim ajutor e foarte importantă. Să dai prim ajutor la un, să știi cum să-l respiri, să-l faci. Și a zis că
noi nu avem ori în plus, nu putem introduce aceasta. Și atunci, prin inovațiile dumneavoastră, ați mai compensat din lipsa bugetului? Din lipsa de bugetului, da, sigur, sigur că da, chiar mult, da. Am făcut aparatură și diferite instrumente aici în țară, am operat cu laser făcut la Măgurele. Sunt oameni foarte importanți la noi în țară, dar trebuie să știi să-i contactezi. Și am ținut odată o conferință de laser aplicată în neurochirurgie și la sfârșit vine un domn la mine și îmi spune: domnule, haideți să colaborăm și noi, că mi-a plăcut cum ați vorbit, nu vreți? Da, cum să nu? Eu m-am întrebat de un coleg, dar cine e ăsta? Oh, ăsta este, a luat premiul Nobel pe laser de la Moscova, m-a invitat la Moscova, da, i-a plăcut, am făcut și eu cercetarea nu prea fac, dacă nu ai bani, dar am făcut, am și acum o cușcă unde țineam șoricei, îi dădeam să mănânci, i-am cumpărat eu, am făcut cu banii mei, să știți. Dacă nu faci, nu, cercetare, și dacă o faci, să fii citat de străinătate, să știți. Toate cercetările mele sunt citate, iar în două cărți de neurochirurgie care au apărut în America, mi-au cerut câte un capitol să scriu la cărțile respective. Așa că... o carieră fabuloasă. Foarte multe lucrări apărute, cărți, apariții publicații străine. 60 de cărți până acum și sunt foarte importante. Unele sunt în limba engleză, că am zis că dacă scriu atâta numai despre sistemul venos cerebral, aproape 1000 de pagini și alte cărți de anatomie și fiziologie, 3 volume a creierului, care se vând și în străinătate, pe Amazon. Dacă căutați, vedeți că o să găsiți. Cu ce gând vă treziți dimineața? Și plecați? Eu mă trezesc și noaptea, îmi vin idei în cap, eu lucrez mereu la diferite teme și mă trezesc și îmi notez, că până a doua zi poate să le uit, mă trezesc noaptea, mă duc și le notez acolo, da, și mă gândesc la ce operație am a doua zi, pentru că eu o repet, chiar dacă am făcut o operație de mai multe ori, eu o repet în minte, când mă duc acolo în sala de operație, nu mă gândesc, stai imediat, ca să nu dureze ori întregi, că nu e bine, nici anestezist să dai la un bolnav ori întregi, iar nu e bine. Am înțeles că Tesla avea acest obicei de a-și pune în minte toată invenția și el, când se apuca să o facă ca și prototip, o făcea imediat, pentru că totul era deja în mintea lui. Da, probabil, nu știu, da, dar eu spun ce fac eu, ce fac, că e așa, e corect și totdeauna mă gândesc și noaptea și ziua la ce am de făcut a doua zi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Apărăcian, o onoare și un privilegiu să vă avem în acest dialog. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să rămâneți atât de programele Canal 33. Pe curând!